Avem parte de o nouă ediție a Oz Fighters, suntem la ediția 5-a. Această ediție va avea loc cam fiecare primăvară la București, la Sala Polivalentă. Este a doua ediție pe care o desfășurăm în acest oraș și în această locație. Cu ce noutăți venim? Nu este o noutate că OSS Fighters aduce sportivi de top mondial, însă în această ediție vom avea parte de o piramidă de 8 la categoria grea, plus 95 de kilograme, în care vor fi prezenți mai multe staruri mondiale din kickboxing, iar reprezentantul României va fi Cristian Ristea din București, în care ne punem mari speranțe. De asemenea, o premieră în România și un lucru care nu s-a făcut de foarte mulți ani, în ultimii 10 ani mai exact, un premiu extraordinar. În total, gala, turneul acesta va fi în jur de 35.000 de euro. Acest lucru nu s-a făcut de foarte mult timp și sperăm acest nivel foarte înalt să-l avem în toate edițiile de acum înainte. Vom avea și un co-main event foarte important, despre ce este vorba. Bineînțeles, îl vom avea în co-main event pe campionul mondial Super Combat, Amancio Paraschiv, care va avea o întâlnire extrem de dificilă pentru el cu Mohamad Elmir. Mohamad Elmir, având un total de lupte de peste 140 de lupte. Acesta a luptat în cele mai mari promoții din lume, cum ar fi Glory, Infusion și alte promoții de nivel mondial. A luptat cu foarte mulți luptători de top, precum Marat Grigorian, actualul campion Glory, cu Shamsi Bekiri și mulți alți luptători celebri. Va fi o întâlnire care pe care nu putem spune în momentul acesta sau nu putem presupune care ar putea fi câștigătorul. Știm că se antrenează amândoi foarte, foarte tare, iar Amancio este foarte motivat să câștige această luptă, deoarece dorește să atace din nou un titlu mondial în vară. Aceasta va fi o nouă surpriză. O vom discuta la vară și o vom aduce în fața dumneavoastră la vară, unde va întâlni un alt luptător de top. E greu să spui că e un favorit. La asemenea nivel, toți sunt sportivi foarte buni, dar totuși sunt români, țin cu români. Totuși sunt români, țin cu românii, categoric. Mai ales că aș vrea să câștige piramida Cristian Ristea, aș vrea să câștige meciul Amancio Paraschiv, aș vrea să câștige Adrian Maxim, aș vrea să câștige toți românii. Dar e foarte greu pentru că de asta și aducem sportivi de talie mondială în care să avem meciuri reale. Adică nu rupem poze la televizor, îl mănânc, îl fac, îl drec, dar meciurile sunt echilibrate, sportivii sunt foarte buni și meciurile sunt reale. Este un show real. Nu avem meciuri aranjate pe românește. Ce să OSS vă mai spun? Security susține performanța, aceste ediții deja sunt la ediția 5-a, iată. Aș vrea să ne spuneți puțin despre implicarea dumneavoastră și ce vă mână să mergeți mai departe, să susțineți astfel de competiții. Am început un proiect cu prietenul meu, Lucian Tudose, de la restaurant Corleone, și împreună am spus să-l ducem până sus, să egalăm cel puțin Glory, spunem noi, peste câțiva ani, nu poți să faci din prima. Iubim sporturile de contact. Agenții noștri de securitate, de la intervenție, mai ales, le plac sporturile de contact. Și ce vă pot spune? Mergem în continuare, One Star Security merge în continuare cu restaurantul Corleone pentru OSS Fighters. De anul ăsta, de la gala asta, Alex Filip este promotorul OSS Fighters. Printre altele este și angajatul One Star Security,
pe probleme de securitate și consilierul meu personal pe probleme de securitate. Și sper eu să facem o echipă cât mai puternică, să creștem de la gală la gală și să avem meciuri cel puțin ca cum au fost pe vremuri când era super combat. Alex, câteva cuvinte despre colaborarea ta cu Monster Security și implicarea ta în tot acest eveniment. Da, colaborarea mea a venit în urmă cu aproximativ 2 ani de zile. Ne-am întâlnit întâmplător, deși ne cunoșteam din anumite medii, ne-am întâlnit la sala sporturilor la un eveniment sportiv. Acolo Marius și Lucian Todose mi-au propus să fiu sponsorizat de către ei în meciurile pe care le voi disputa. Am semnat un contract pentru ediția precedentă de la sala polivalentă de la București, unde am luptat cu Janu Da Cruz. Iar de acolo pot spune că viața mea, cariera mea, din mai multe puncte de vedere, atât sportiv cât și financiar, datorită lor, s-a schimbat. De-a lungul acestei perioade am avut o colaborare extraordinară cu ei. Îmi doresc să pot să fiu la nivelul așteptărilor lor, să cresc nivelul atât tehnic cât și valoric al galelor OSS Fighters, iar în ceea ce privește colaborarea mea cu Marius, am aceleași principii și același scop, să pot să fiu la nivelul așteptărilor lui. În sensul acesta, în afară de cele 3 gale pe care le vom face în fiecare an, am stabilit de comun acord și vom acorda o șansă și copiilor, juniorilor, tinerilor și seniorilor la nivel de amatori, iar între cele 3 gale vom organiza 2 concursuri naționale de amatori, bineînțeles fără taxe de concurs, fără acele tertipuri pentru a scoate campionii de la anumite săli sau de la anumiți antrenori. Vom oferi copiilor anumite burse, vom oferi anumite condiții la aceste concursuri și sperăm, oferind această șansă copiilor, să putem ridica din nou nivelul de amatori în kickboxingul românesc și să putem descoperi cât mai multe talente, începând de la copii și, de ce nu, până la seniori, care vor putea ulterior lupta în gale profesioniste, atât în țară cât și internațional. Domnule Gheorghe, la final vom vedea din nou spectacolul OSS Fighters la vară în Mamaia? Categoric. OSS Fighters este o promoție din Constanța, care nu va lipsi niciun an din Constanța. În fiecare vară, în august, în 24, de obicei pică 24-22 august. În Mamaia întotdeauna va fi OSS Fighters, cel puțin cât o să existe OSS Fighters, la Constanța nu o să lipsească niciun an. Ce vă mai pot spune? Vreau să vă completez, să vă spun două lucruri. Primul, Cristian Ristea este un sportiv de la Academia Super Combat, antrenat de Cezar Gheorghe, care va fi și arbitru galei OSS Fighters acum în București, la sala polivalentă, pe 7 februarie. Gala va începe la ora 20. Cristian Ristea este un sportiv care a semnat un contract de exclusivitate cu OSS Fighters și este unul dintre cei mai valoroși grei din România, care are lupte în străinătate, unde a câștigat foarte, foarte, foarte multe meciuri. Cel de-al doilea sportiv pe care am semnat contract de exclusivitate este Amasio Paraschiv, pe care îl cunoaște toată lumea și toată Europa îl cunoaște. Este campion mondial cu Super Combat. El se antrenează acum în Anglia. Este un sportiv care l-a ocolit foarte multe promoții, dar din punctul meu de vedere au greșit, pentru că este cel mai promițător sportiv la categoria lui. Și nu ne oprim aici, o să mai luăm câțiva sportivi
care să semneze cu promoția OSS Fighters de exclusivitate în România. Nu dăm nume acum pentru că vrem să fie, să fie surprize, anunțăm la momentul oportun. Ce vă mai pot spune? Un mesaj pentru cei care vor sau poate nu au decis încă să meargă la evenimentul din februarie. Vreau să răspund decât că toate meciurile sunt reale. Nu avem, nu rupem poze, cum v-am spus mai devreme, și nu favorizăm niciun sportiv. Vreau să spun că Cristian Ristea, în ciuda faptului că am arătat un fight card cu nume pentru piramida asta de 8, a spus da din prima, nu a refuzat, au fost sportivi care au oscilat. Amasio Paraschiv întotdeauna ne-a cerut sportivi cu nume și foarte puternici, a spus că pierde cu mândrie dacă pierde în fața unui sportiv foarte bun, a zis că nu vrea să aibă meci slab, el vrea meci să urce pentru, cum a spus și Alex mai devreme, la vară o să fie ceva wow, da. Wow și întotdeauna el a vrut să aibă meciuri foarte puternice, niciodată nu a refuzat un sportiv. Cine nu a mai refuzat un sportiv în România, cel puțin la noi pe care l-am întrebat, este Bogdan Stoica. Bogdan Stoica, care de câte ori am spus că va avea luptă, mi-a spus să-i dau cu 2 săptămâni înainte sportivul. Nici l-a interesat cine să bate. Un sportiv foarte bun. Și Andrei, de asemenea.